Bună ziua tuturor! Acest videoclip este să vedem ce își dorește cu adevărat această persoană de la voi. Haideți să vedem ce își dorește cu adevărat această persoană de la voi, persoana la care voi vă gândiți. În primul rând pot să vă spun destul de clar că această persoană nu a intrat întâmplător în viața voastră și cumva este o relație destinată. Este o relație care a venit în urma rugăciunilor, în urma dorințelor, în urma a ceea ce ați manifestat fiecare dintre voi. Această persoană pot să spun că se simte destul de bine în preajma voastră și își dorește ca în permanență să fiți persoana veselă, persoana glumeață, persoana care să îi aducă o stare de spirit foarte bună. Însă există destul de multe momente în care această persoană, tocmai pentru faptul că voi sunteți firi vesele și îi place acest lucru, cumva îl și blochează să se exprime, îl blochează cumva să își spună de fapt ceea ce și-ar dori în legătură cu voi. Dar în același timp simte un blocaj inclusiv în a-și demonstra sentimentele, în a-și demonstra iubirea, în a-și demonstra ceea ce își dorește cu adevărat. Voi sunteți persoane un pic cam justițiare, sunteți persoane destul de hotărâte în ceea ce vă doriți, sunteți persoane mereu atente la ceea ce se întâmplă în jurul vostru, la comportamentul acestei persoane și cumva această persoană are momente când se simte inferior sau se simte că nu este apreciat, se simte cumva că nu poate ajunge la nivelul vostru. Este posibil să urmeze o distanțare între voi, dar este o distanțare de moment, nu este ceva care să țină foarte mult timp, indiferent în ce constă această distanță. Cumva voi sunteți persoana care duce tot greul al acestei relații, al acestei situații. Cumva v-ați dori ca acest partener să, sau această persoană, cum vreți voi să-l numiți, să se exprime mai mult față de voi, însă în acest moment există acest blocaj. Pentru voi aș putea să mai spun că există anumite regrete din trecutul vostru, anumite lucruri la care poate vă gândiți că dacă le-ați fi făcut într-un anumit fel ar fi fost mai bine, că ați fi avut anumite semne de la divinitate să faceți anumite lucruri, dar nu le-ați făcut la momentul respectiv și este posibil să existe aceste regrete. Dar treceți peste pentru că toate se întâmplă cu un anumit motiv. Dacă vă gândiți că această persoană vă înșală sau ceva de acest gen,
Nu neapărat că face acest lucru, ci mai se uită, să zicem, stânga-dreapta pentru a vedea dacă, într-adevăr, voi sunteți femeia perfectă, ideală pentru această persoană. Adică, cumva, nu se uită la alte femei în sens de a fi cu ele în intimitate, ci să vadă, să facă o comparație cam cum... ca și femeie de casă sau ceva de acest gen. Bun, ce își mai dorește de la voi această persoană? În primul rând, își dorește să concepeți un copil. Văd că lucrurile chiar vor merge în direcția respectivă sau cel puțin acolo unde nu e vorba de copil. Probabil că își dorește să faceți ceva împreună pentru a suda mai bine relația. Pentru că această persoană nu concepe ideea de a vă despărți, nu concepe ideea de a vă pierde, nu, nici măcar nu vrea în sub nicio formă să audă acest lucru, această variantă că v-ar putea pierde, pentru că suferința pentru această persoană ar fi destul de mare și nu doar atât, dar i-ar fi destul de greu să meargă pe mai departe înainte. Văd că vă simțiți destul de bine în preajma acestei persoane, vă simțiți destul de relaxate și această persoană la fel se simte alături de voi. Cumva văd că între voi și această persoană lucrurile merg în direcția pozitivă. Nu văd aici să fie în acest moment o situație tensionată între voi, doar că văd că sunt anumite lucruri pe care trebuie să le clarificați, anumite lucruri pe care trebuie să le discutați și poate și unul și celălalt le-ați omis. Cumva, poate că mai există momente în care vă simțiți amenințate de o a treia persoană, dar nu este cazul. Pentru că, așa cum v-am spus, chiar dacă vi se pare că persoana de lângă voi se uită și în altă direcție, nu se uită din punct de vedere intim, ci ca să vadă ceva de genul. Băi, mai există o altă femeie la fel sau nu? Deci, cumva, pentru această persoană sunteți, până în acest moment, femeia ideală, femeia perfectă, femeia alături de care vrea să aibă copii sau, așa cum am spus, vrea să construiască diverse lucruri pentru a consolida și mai bine relația dintre voi doi. În acest moment, această persoană, așa cum am spus, nu acceptă ideea de despărțire, nu acceptă ideea de a nu mai fi împreună, nu acceptă ideea acum că nu ați putea fi fericiți, adică la toate temerile astea ale voastre, cum că această persoană poate se gândește la o ruptură, la o separare, la nu știu, la ce vreți voi, îs doar temerile voastre, îs doar fricile voastre, pentru că voi aveți aceste frici cumva pe undeva, se poate întâmpla să-i transmiteți acestei persoane în subconștient și poate din acest motiv să aibă un anumit comportament în anumite perioade. Dar de fapt, fiți voi mai sigure pe voi, fiți voi mai feminine, fiți voi mai pasionale, de ce nu? Și veți vedea că lucrurile vor merge în direcția pozitivă și că nu aveți motive de îngrijorare, chiar dacă în acest moment voi căutați să controlați totul, căutați să țineți frâiele acestei relații, cu cât le țineți mai strâns, cu atât vi se pare că totul merge în punct negativ, pe când așa dacă dați un pic frâu liber și lăsați aceste temeri și frici deoparte, veți vedea că de fapt lucrurile sunt destul de pozitive între voi doi și nu aveți de ce să vă faceți griji în această privință. Iar la ceea ce vă gândiți în ceea ce ține de trecut, lăsați trecutul în urmă, indiferent ce regretați.
pentru că nu aveți motive să vă mai gândiți la acele persoane din trecut. E suficient că aveți amintiri legate de persoana respectivă. Știți cum se spune, păstrați doar amintirile frumoase și lăsați negativitatea în trecut. Ce vi se mai recomandă aici este faptul că să vă gândiți la îngerii voștri păzitori, pentru că acești îngeri păzitori vă vor ghida pe mai departe și în momentul în care vă veți gândi la îngerul vostru păzitor, veți vedea că vă veți simți mult, mult mai bine, indiferent cât ați fi de în această stare de anxietate, supărate și așa mai departe. Bun. Cam astea au fost informațiile pentru voi. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!